Atacul șefa înaltei curți de casație și justiție, Cristina Tarcea, este criticată chiar de către o judecătoare din Consiliul Superior al Magistraturii după recenta decizie a Curții Constituționale legată de compunerea completurilor de 5 judecători. Mai mult, magistratul cere activarea procedurii de revocare a șefei înaltei curți. Judecătoarea Lia Savonea de la secția pentru judecători a CSM a cerut conducerii Consiliului să pună în discuție implicațiile deciziei Curții Constituționale în cazul completurilor de 5 judecători. Noi știm că justiția este egală, imparțială, unică pentru toți, că responsabilitățile și obligațiile conducerilor instanțelor trebuie să fie egale de la judecătoria Podul Turcului până la conducerea înaltei curți de casație și justiție, asta scrie în lege și eu vreau să mă asigur că se întâmplă și în fapt acest lucru. Cred că secția trebuie să dezbată în regim de urgență, desigur, nu mai degrabă de publicarea deciziei Curții Constituționale, în ce măsură conduita în alte curs de casație, conducerii de fapt în alte curs de casație și justiție, nu se înscrie într-o veritabilă abdicare de la anumite valori ale justiției, respectiv de la obligațiile de a asigura părților o judecată independentă, complete constituite numai în condițiile și în termenii legii, și așa mai departe. În solicitarea depusă la CSM și publicată de luju.ro, Lia Savonea cere explicit și să se activeze procedura revocării în ceea ce o privește pe Cristina Tarcea. Șefa în alte curs de casație și justiție ar putea astfel fi revocată după modelul aplicat în cazul Laurei Codruța Chioveși și a lui Augustin Lazăr. Instanța Supremă a schimbat vineri, prin tragere la sorți, membrii completelor de 5 judecători pentru 2018, după ce Curtea Constituțională a decis că există conflict juridic constituțional între înalta curte și Parlament.